Salutare tuturor, sunt Rafael și astăzi vom reacționa la trailerul de la Subnautica 2. Mamă, sunt super nerăbdător pentru joculețul acesta. Ideea este că atunci când s-a lansat trailerul, l-am văzut direct, eram live și îmi scriați toți în chat. Am reacționat la trailer după o zi și am făcut filmare, practic, și am uitat să pun filmarea. Deci e pe YouTube, pus video pe privat și nu l-am mai pus public și, mă rog, l-am uitat pur și simplu, dar este bine pentru că între timp a apărut și pagina de Steam a jocului. Deci îl găsiți oficial pe Steam, jocul nu e lansat, dar găsit găsiți pagina unde acolo vine cu câteva poze în plus despre joc și cu niște informații interesante. O să vedeți. Hai să trecem la treabă. Hai să ne uităm să vedem despre ce este vorba. O să facem așa, prima oară lăsăm trailerul să curgă, după care ne mai uităm prin diferite cadre să vedem ce și cum. Este un BB Pepper aici, caracterul nostru care doarme. Îl avem cu sunet, cu tot ce vrei. Uuu, ăsta e deja un monstruleț așa, aquatic. Suntem în ghis ghisiți. Hai ca zis și dacă e Înghițiți S-a trezit la realitate Opa Ce se întâmplă? Na mă că nu e singur sunt jocul Nu e singur sub apă E și el fericit a venit nevasta Pe știucii Ok Sunt nerăbdător pentru semnotica 2 Asta aș putea spune. După care a venit un Reaper. Un Leviathan Reaper. Semnotica 2. Vedeți și voi aici mare pe ecran. Fresh Row Available On. Cred că scrie Available Now. Ok, ne zice Available On Steam și așa, și așa, și așa, Dar să îi dăm list. Uite că nu i-am dat. 2025 Early Access. Acest developer face jocurile până la capăt, deci nu contează că Early Access se vor ocupa ca lumea. Băieții știu ce au de făcut. Și cred că asta a fost. V-a plăcut? Sper că v-a plăcut. Like și... Nu, glumesc. Hai să vedem puțin peste tot ce se întâmplă pe aici și să analizăm. Păi, este vorba despre Subnautica 2. Ideea e în felul următor că Subnautica Below Zero nu e sub... Uh, 2. Da, deci știți că sunt două joculețe. Hai să dăm noi așa. Prima oară avem îl avem pe Pepper. Am controlele pe celălalt monitor, de-aia mă tot uit așa. Îl avem pe Pepper în imagine. Cred că e Pepper, așa pare. Pe știu, cu acela de liei, poți să-l bei, îl mănânci, îi faci ce vrei. Și discuția era în felul următor. Avem semnotica 1, semnotica Below 0 și semnotica 2. De deci ce semnotica 2 și nu 3? Că practic Below 0, nu. Below 0 e un fel de spin-off. E o idee de-a lor, dar cu o poveste mai diferită, mă rog. Mie personal nu mi-a plăcut. Poți să zici ce vrei tu, mie nu mi-a plăcut să-mi nu Nu-mi place harta, nu-mi place că trebuie să ies din apă să mă plimb eu pe uscat, nu, nu-mi place. E mai deschis harta, nu știu de ce am eu impresia față de Below Zero. nu mai sunt întortochelile alea pe care trebuie să le faci ca la Below Zero. Sunt și în uh, semnotica normală în dar mai sub apă, la adânci mari. În uh, fine, mi-a plăcut mie, dar să 2, da mă, da, trece și noi la ce trebuie, poate continuă povestea. Însă lăsându-l pe Pepper la o parte Grafic vorbind o să arate bine, probabil o să fie nice optimizat, nu știu, zic și eu. Uh, poate un nou engine, că e mult mai fresh. Îl avem pe băiatul ăsta, asta nu era din, semnul, uh, din bilo Zero? Nici nu mai știu. Habar dar îl vedem că deja este cu scannerul, deci scanează obiecte ca pe vremuri. Mă gândesc că mecanic vorbind, uh, gameplay-ul va fi foarte, foarte similar, dar o hartă diferită, monștri diferiți, zone diferite. Deci sunt nerăbdător pentru asta. I-a atras puțin atenția pe paracolo. După care sunt jocul se sperie, Apare monstrulețul acesta, iese de nicăieri. Aici pare că undeva așa, shallow waters, pe la spawn, pe undeva pare el a fi. După care, vedem că monstrul nu-l atacă, deci uh, e frățior, doar stătea și el pe acolo. Nu știu ce înseamnă gura asta care te trage în interiorul pământului. Poate o mecanică nouă, nu cunoaștem, dar pare că îl trage destul de jos și e nasol că îl prinde fără simotului, fără nimic. Adică de la adâncime mică, te duci la o adâncime atât de mare, nu știu. A mețit el, se trezește sub apă, e tot întunecat. Asta e ce mai nasoală zonă să fii, pentru că indiferent câtă lumina ai avea, nu face nimic lumină, că e prea întunecat acolo și e prea mare zonă. Însă, ăsta e cel mai hype lucru ce îl vom vedea astăzi și voi veți spune ce are mă sunt jocul, ce îi se pare hype, niște lumină că a venit peste omul ăsta? Nu, trebuie să gândești puțin mai departe. Ei bine, ce vezi tu aici? explică exact ce vezi în imagine o domnișoară drăguță. De ce e, e, foarte important asta? Pentru că e domnișoară? Nu. Fals. Pentru că îi face cu mâna. Salut, Sanjocule, ce zici? Pentru că e multiplayer. Asta cred eu. Cred că va fi multiplayer. Părerea mea ce lipsește în semnotica 1? cop. bagă i cop în Subnautica 2 și l-ai vândut ca caldă. L-ai cocoșat în două. Dacă ei gândesc jocul de la zero, ok, de când l-au creat? Bă, să-l facem multiplayer. Doar deci doar chestia asta, că e multiplayer, deja e insta-buy. Nici nu stă la discuții. Să-mi că unul e foarte tare. Păcat că nu e multiplayer. Cop, poate 2, 3, 4 playeri. Ar fi mișto. Și de ce nu să bagi nava aia mare, nu mă știu cum se numește, să nu Simotu, ăla giganticu, și să poți să ai mai mulți oameni, să facă fiecare câte ceva. Știi că te puteai plimba în navă cât timp cineva îl conducea. Există un mod de multiplayer pe sănotica 1, dar hai să fim serioși, nu ne jucăm moduri care sunt buguite și așa mai departe. Altceva când vor face ei. Știi, și iubita aici, salut, am venit să salvez. Ăla poate fi un simplu NPC, poate nu e multiplayer, dar eu cred că e multiplayer. Asta ți se nu ai cum să faci Subnautica 2 și să-l faci single player. Nu nu are cum. Înseamnă că sunt zero IQ developer, îmi pare rău, nu vreau să jignesc. Dar n-ai cum. Adică eu dacă aș avea compania, bă, facem orice, îl facem multiplayer. Mai ales că îl creezi de la zero. Și știi deja ce vrea comunitatea. N-are sens să nu-l faci multiplayer. N-are sens. Ar însemna vânzări gratis pentru tine. Pentru că l-ar mai mulți oameni împreună. în fine, lăsând asta la o parte. A venit celălalt joc, ok? Asta e nouul meu cuvânt favorit și eu să-l folosesc non-stop Lumesc și eu Deci o să vedem monstrulețul acesta În căpățâna monstrulețului Nu știu dacă mi se vede mie cursorul aici Ce observați voi în această zonă Ia să dăm puțin mai în spate, atenție Bă, zici că e un fermoar ăsta Însă eu cred cel mai probabil că este Ceva creier Cred că Asta ar vrea să zică că e o Entitate inteligentă Asta aș tinde eu să cred Știi? Îmi place cum curge așa și cu... Titlu și același font. Și au adăugat doar un 2 în plus. Bun, hai să ne uităm. Aparent nu vine pe PlayStation. Wow! Interesant. Deci e un război aici între Xbox și PlayStation. Însă îl avem pe Steam, îl avem pe Epic Store. Stăm pe spate. GTA 6 înaintea lui Subnautica? Nu no, cred, nu no, cred, nu no, cred. Subnautica 2 înainte lui GTA 6. Probabil... Nu știm, cât, nu știm ce înseamnă 2025. Poate să fie 30 decembrie 2025, adică direct 2026. Dacă ar fi un quarter one 2025, ar fi mișto ianuarie, februarie, martie, dar nu cred, probabil pe la jumătatea anului. Deci dacă tu ai avea Subnautica 2 și ar fi gata să-l lansezi în februarie, de ce nu îi spune early 2025 sau Q1 2025, quarter one, ianuarie, februarie, martie? În ah, fine, nu mai contează. Um, o să-l băgăm la wishlist, cu siguranță o să susținem developerii. Hai să ne uităm așa la detalii mai minuscule ce putem să observăm noi pe aici. Deci cade el în adâncime, asta e, mă rog, e asta am mai văzut. Așa. Aici ce se întâmplă, aici este identic. Deci este identic în Subnautica 1, Shallow Waters, Spawnu. Sunt curios care e povestea. Adică o să fie din nou navaia Mare, Aurora sau cum se numea, dacă s-a prăbușit, o să fie continuarea. Pentru că la finalul din Subnautica știu că pot să scap de pe planetă Deci nu știu ce e Subnautica 2 Care-i faza? Poate ai scăpat de acolo și acum te trimite în altă misiune? Bă, nu știu asta Mai dau eu skip așa Vreau să analizăm dacă mai sunt alți pești sau Chiar nu mai avem și noi nimic Nu prea pare să mai avem uh, mare brânză Deci acest scanner o să fie identic Probabil o să poți să-ți upgradezi oxigen tank-ul deci, până acum e super similar cu Subnautica 1. Nu vedem și noi în fundal niște pești, nimic. Asta e singurul care e nou, să zicem așa, cu mai mulți ochi și care probabil va fi o simplă piatră. Sunt super nerăbdător, Subnautica 1 a avut muzică foarte bună, sunt foarte nerăbdător să ascultăm muzica din semnotica 2. Ambientalul este foarte mișto în Subnautica pentru că ești doar tu acolo pe planeta asta, adică wow, tare rău de tot, dar țineți cont că e Early Access, adică Early Access, dacă ne gândim la semnotica 1 sau chiar poate și la Below Zero, Early Access era slăbuț, nu era cine știe ce. Adică o să Ah, testez așa puțin joculețul, nici măcar nu o să aibă un ending, gata. Deci, real vorbind, lansarea lui adevărat ar fi în 2026-2027, când probabil ar termina jocul. Dar cred că într-un an se pot... Uh, se pot ține de promisiune. Uh, dacă ne gândim la Sons of the Forest, știți voi, au reușit să-l termine cam într-un an. Deci o să ne jucăm să... Noul... deja avem titlul. Noul Subnautica 2 este aici și după aia Subnautica 2 1.0 cum ar veni, că la e update-ul final, 1.0, când e jocul gata, după un an. Să vedem ce e diferit și așa. Deci, mie chiar mi-a plăcut să notica ne am avut o serie care am oprit eu, că n-am mai jucat, a treia serie, cred că de pe canal este, poate ar trebui să mai continuăm, dar, na, de câte ori să și rejoci un joc, dar... Sunt nerădător să vedem ce, ce prezintă jocul ăsta. Adică, nu prea ne-au arătat multe chestii ideea e că ea vine cu un fel de Simoth de ăsta care habar n-am ce e, un Simoth mai mic Dar n-avem și noi informații despre nave mai mari sau... Uite, peștele ăsta l-am mai văzut și în unul parcă, sau e în Zero, nu mai știu Dar vreau să văd cu ce vin ei diferit, adică ce poate fi improved, gândește-te că sunt multe chestii, adică ai feedback de la întreaga comunitate care îți spun, bă, nu mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia, hai să facem așa, și să facem așa, când lansezi primul joc, e ideea ta oarecum, dar deja când îl lansezi pe al doilea, ai ideile tuturor oamenilor, n-ai cum, e, e, simplu, nici nu trebuie să, cred că fii foarte, Uh, cum să-ți explic, să fii, fii foarte creativ neapărat, că o mare parte din content cred eu că îl sugerează comunitatea, aș crede, nu știu, poate e mai dificil și mă înșel eu, dar nave noi, asta vreau să văd, nave noi făcute special pentru că o ar fi mișto, nu știu, chiar nu știu, o bază mobilă, să, nu știu, ceva tare rău de tot, habar n-am. Oare nu știm pe ce engine e făcut jocul. Va fi același engine, va fi un engine mai bun, mai bine optimizat, care să arate și mai bine. Pentru 2025, gândiți-vă că o să fie terminat în 2026. Deci, sunt foarte entuziasmat. Vai o să joc semnotică că doi, clar o să jucăm, știam că urmează să se anunțe, uh, și, nu, de fapt știam că se lucrează la el, nu mai știu pe unde am auzit, dar știam de mai multe luni, ori am discutat pe un live, ori zvonuri, nu mai știu, dar știam că am mai auzit de el, nu e prima oară acum, am rămas but what? dar uh, o să fie peste tot, Early Access mai slăbus la început, dar după un an, doi, cred că o să fie ce trebuie și o să fie full game. Mă bucur, mă bucur că au drive-ul ăsta și Bahama să creăm și mai mult și mai mult, pentru că Below Zero cred eu că a fost așa un flop. Nu știu dacă probabil au făcut profit că el habar n-am, dar... Gândiți-vă că acum au bugetul și de pe Sămnotica 1 și de pe Below Zero, au strâns tot venitul ăla de acolo și îl investesc aici ar trebui să fie altceva, știi, față de ca 1 când l-au făcut de la zero, au fost doar ei, adică nu au avut comunitatea în spate, știi, acum e o comunitate huge în spate. Să vedem dacă developerii se vor folosi de chestia asta sau dacă zic, bă, nu ne pasă, hai că, nu știu, am scos și noi 5 milioane de euro din toate jocurile astea și investim și noi 100.000 de dolari să mai facem un joc sau 100.000 de euro, mă rog, să mai facem un joc, știi? Rămâne de văzut, rămâne de văzut, da, sunt entuziasmat și am uitat să pun episodul pe YouTube, acesta cu reacția, așa că până să îl pun eu, văd că a apărut și pagina de steam, probabil nu era atunci când am făcut eu videoclipul, însă vreau să ne uităm puțin și aici. Este vorba de Subnautica 2. Vedeți că item added to your wishlist. L-am băgat pe wishlist să dăm și noi drumul la ce trebuie și ce voiam eu să vă arăt. Immerse yourself, bla bla bla. Ok, zice 2025. Ia, uitați aici. Online coop. Wow, wow, wow. Sunt mega nerăbdător pentru asta. Deci este oficial confirmat online cop, co vedeți în dreapta acolo, Xbox controller nu ne pasă, dar zice pur și simplu 2025, pozele, uite, cred că sunt poze noi astea, nu le știm, sau, da, vezi deja că te joci cu cineva, Asta e huge, man. Chiar sunt excited. Adică și dacă ar fi jocul identic și nu era nimic nou, gen cu Subnautica, să zicem că e doar harta diferită, dar în restul toți, toți sunt la fel și așa, tot era tare. Doar pentru faptul că e online co-op sper să le bine, pentru că acum ei vor construi jocul să fie online de la zero. Vă dați seama, e o diferență mare versus să încerce să facă un joc creat deja multiplayer. Adică e mult mai bine decât să ne jucăm Subnautica simplu multiplayer. Ăsta e perfect. Părerea mea. Uite, mișto arată peștele ăsta, lol. Da, asta tare, dar se vede că seamănă cu Subnautica 1, ceea ce e perfect. Este perfect, asta vrem, asta vrem, doar că sunt monștri noi și așa mai departe. Avem 3 din 5 poze. Uuuu, sub pământ undeva, destul de adânc, aș crede, sau poate un simplu cave. Însă n-ai cum să nu fii excited, man. Abia aștept, abia aștept. Cam atât despre joculețul acesta. O să revenim când se lansează sau vedem noi dacă mai avem vești sau nu. Vă mulțumesc să că Ne vedem la viitoare. Po.